Salut, Cristi! Ești gata pentru o nouă expediție? O, da! Abia aștept! Dar tu, vii de la școală? Aha, știi, am avut astăzi o zi foarte interesantă și obiectul meu preferat este matematică. Și îți plac problemele? Da, mai ales dacă problema conține o provocare. Salut, copii! Ce mă bucur că deja v-ați pregătit pentru expediție. Sunteți gata pentru o nouă provocare? Da, suntem gata pentru o nouă expediție, la fel de interesantă ca cea de data trecută, despre Săptămâna Creației. Știi, săptămâna trecută a fost plină de activități. Duminică am fost la biserică, iar luni la școală. Tirica! Îți imaginez, obiectul preferat al Paulei este matematica și îi plac problemele grele. Mie tot îmi place matematica, dar mai mult educația fizică. Serios? Wow, foarte bine, pentru că în expediția de azi va fi o provocare pentru toți iubitorii de matematică. Și care este problema? Una dintre marile întrebări ale oamenilor este ce vârstă are Pământul. Sunt cărți, articole și alte surse pe care oamenii de știință le cercetează ca să descopere răspunsul la această întrebare foarte importantă. Dar noi știm cea mai corectă sursă de informație, care nu are greșeli și putem folosi în calcule. Wow! Vom descoperi ce vârstă are Pământul și vom folosi Biblia? Corect. Deci, timpul a fost creat de Dumnezeu la început și aceasta ne spune Geneza 1:1. Iar după ce a creat timpul, El a creat cerul, spațiul și pământul, materia. Vom avea nevoie de o linie a timpului ca să ne fie mai ușor să calculăm vârsta pământului. Pentru a afla cât de vechi este pământul, trebuie să urmărim evenimentele de la creație până azi și vom începe cu crearea omului. Adam a fost creat în ziua a șasea și noi vom cerceta toate generațiile care sunt după el. Ce este generația și cum o calculăm? Generația este perioada medie, de la nașterea părinților până la nașterea copiilor lor. Eu deja m-am pregătit calculatorul pentru operațiuni grele de calculare. Deci să începem calculele. Noi cu voi deja am citit despre primele generații în Geneza capitolul 5, la săpăturile trecute. Și pentru calculele noastre să fie mai ușoare, avem și un tabel din trei coloniță. În prima coloniță este scris tatăl, într-a doua fiul și într-a treia voi trebuie să scrieți ce vârstă avea tatăl când i s-a născut fiul. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele Set. Trebuie să scriem 130. La vârsta de 105 ani, Set a născut pe Enos. 105 ani. La vârsta de 90 de ani, Enos a născut pe Cainan. Trebuie să scriem 90 de ani. La vârsta de 70 de ani, Cainan a născut pe Mahalalel. 70! La vârsta de 65 de ani, Mahalalel a născut pe Iared. 65! La vârsta de 162 de ani, Iared a născut pe Enoch. 162 de ani. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. 65. La vârsta de 187 de ani, Metusala a născut pe Lamech. 187. La vârsta de 182 de ani, Lamech a născut un fiu. El i-a pus numele Noe. 182. Noe, la vârsta de 500 de ani, a născut pe Sem, Ham și Efet. 500 de ani. Și haideți să mai citim Geneza 11:10. Iată spița neamului lui Sem. La vârsta de 100 de ani, Sem a născut pe Arpacșad. La 2 ani după potop. 100 de ani. Bravo! După ce ați adunat așa frumos toată informația, trebuie să adunați toate cifrele acestea și să aflați totalul.
Am calculat. Este egal cu 1656. Oho, ce matematică destructivă și captivantă! Acum putem calcula la câți ani după creație a fost potopul. Da, haideți să descoperim la câți ani după creație a fost potopul. Ia spuneți-mi mie, voi ați fost foarte atenți, în Geneza 11 cu 10, la câți ani după potop Sem l-a avut pe Arpacșad? La 2 ani după potop. Aha, de la numărul total trebuie să scădem 2 și vom obține 1654 de ani, de la creație până la potop. Super, am descoperit ceva uimitor. Care sunt următoarele indicii din Biblie? Pentru următoarele calcule avem un alt tabel, iarăși la voi în manual. Și vom cerceta cu voi împreună Geneza capitolul 11, vom afla generațiile care au fost de la potop până la Avram. La vârsta de 35 de ani, Arpacșad a născut pe Shelah. 35. La vârsta de 30 de ani, Shelah a născut pe Eber. 30. La vârsta de 34 de ani, Eber a născut pe Peleg. 34. La vârsta de 30 de ani, Peleg a născut pe Reu. 30. La vârsta de 32 de ani, Reu a născut pe Serug. 32. La vârsta de 30 de ani, Serug a născut pe Nahor. 30. La vârsta de 29 de ani, Nahor a născut pe Terah. 29. La vârsta de 70 de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. 70. Deci, dragii mei, care este cifra totală? 290 de ani, de la potop până la Avram. De lângă faptul că sunteți arheologi de minune, mai sunteți și matematicieni grozavi. Acum vom avea sarcina să calculăm câte generații sau neamuri au trecut de la Avram până la împăratul David, de la împăratul David până la strămutarea în Babilon și de la strămutarea în Babilon până la nașterea lui Hristos. Pentru aceasta vom citi Matei capitolul 1, versetul 17. Deci, de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Deci, sunt de 3 ori câte 14? În total, 42 de generații. Cât timp crezi că ține o generație? Generația este perioada medie de timp între nașterea părinților până la nașterea copiilor lor. Deci o generație ține probabil între 30 și 50 de ani. Biblia nu ne spune exact cât durează o generație, așa că trebuie să apreciem noi acest timp, chiar dacă o facem cu aproximitate. Să zicem că o generație durează 30 de ani. Asta înseamnă că trebuie cifra 42 de generații înmulțită la 30. Am înțeles. Eu calculez generațiile înmulțite la 30. Iar eu voi înmulți la 50. Am calculat 1260 de ani. Și eu am calculat 2100 de ani. Rezultatul acestor calcule vă arată numărul aproximativ de ani care au trecut de la Avram până la Hristos. Cuvântul aproximativ înseamnă aproape exact. Înseamnă că acest număr de ani este foarte aproape de numărul corect de ani care au trecut de la Avram până la Mesia, Isus. Dar nu este numărul exact de ani. Nu cunoaștem numărul exact, pentru că nu știm exact cât a ținut sau a durat o generație. Pentru a afla vârsta Pământului sau cât de vechi este aceasta, privește linia timpului de mai sus și adună toți anii pe care i-ai scris în spațiile libere, de la creație până astăzi. 1654 plus 290 plus 1260 plus 2019 este egal cu
5.223 ani, vârsta aproximativă a Pământului. 1.654 plus 290 plus 2.100 plus 2019 egal cu 6.063 de ani, vârsta aproximativă a Pământului. Între care numere se situează numărul aproximativ de ani al Pământului? Vârsta Pământului este cuprinsă între 5.223 ani și 6.063 ani. Oho, nu putem da o vârstă exactă? Nu putem da o vârstă exactă a Pământului, pentru că trebuie noi singuri să apreciem cam cât a durat o generație. Dar, necătând la aceasta, noi putem să știm cam aproximativ câți ani are Pământul. Și toate acestea am aflat din Biblie. Wow, ce descoperire! Asta e cea mai interesantă problemă rezolvată de mine. Pământul nostru nu are miliarde de ani și nici milioane, cum susțin unii oameni de știință. Și lucrul acesta ați descoperit voi singur, calculând ceea ce este scris în Biblie, unica sursă veridică de informații. Dragii noștri, vrem să vă reamintim că puteți să ne expediați pozele voastre cum stați la serviciu divin și astfel veți beneficia de un manual al arheologului. Nu uitați de asemenea să vă abonați la pagina noastră de YouTube, să bifați clopoțelul ca să fiți mereu la curent cu expedițiile noastre. Iar până atunci, pa, pa! Pa!